distanța dintre două sate poate fi parcursă într-un timp cunoscut. De câte ori mai mult sau mai puțin timp va fi necesar ca să se parcurgă o distanță egală cu 11-12 din prima, dacă se fac un întreg și o treime, ori mai mult pași pe minut decât mai înainte și dacă mărimea pasului va fi de două ori mai mică decât cea precedentă. Mai citim o dată. Ce înțeles? Mai citesc o dată. Deci distanța dintre două sate poate fi parcursă într-un timp cunoscut. Deci știm, într-o oră să zicem, habar n-am. De câte ori mai mult sau mai puțin timp va fi necesar? Nu înțeleg, mai mult sau mai puțin asta, mai de vedem. Câte ori? Ca să se parcurgă o distanță egală cu 11 pe 12 din prima. 11 pe 12, adică un segment rămas. Dacă se fac un întreg și o treime, ori mai mulți pași pe minut. Dar ce? Cum adică? Nu înțeleg. Doamna asta era Hai să ne facem ordine. Dacă se fac un întreg și o treime, ori mai mulți pași pe minut. Cum adică? Decât mai înainte. Și dacă mărimea pasului va fi de două ori mai mică decât cea precedentă. Adică un întreg, adică de exemplu 2 pe 2 plus 1 pe 3. Da. Hai să vedem. Asta nu este important să începem să înțelegem problema. Domn profesor, acum. Dumneavoastră știți la mai ușor. Noi am fost la tesă. Nu. Am cu toți, nu mă lăsați sigur că... Păi nu mă lăsați sigur că... Imașa dumneavoastră nu e. Ne-am făcut munca, datoria. Deci, eu da, este domn profesor. Trebuie să vă străgova și dumneavoastră, nu doar noi. Deci să-mi pun și eu mi-e de la treabă, numai că stau așa. Domn profesor, vă dăm pe cea mai ușoară din domeniu. Gata. Atenție, toată lumea atentă. Păi nu asta cu merii, domnul profesor. Nu, asta. Asta cu distanța? Trebuie să fii tare, foarte interesant. Deci, distanța dintre două sate poate fi parcursă într-un timp cunoscut. Zicem că știm. În două ori. De la A la B merge în timpul de 0. Știut. Știut. Așa. De câte ori, mai mult sau mai puțin timp, va fi necesar ca să se parcurgă o distanță egală cu 11 pe 12 din prima? Stop. Deci, 11 pe 12 din prima. Adică oare... împărțim 11. Adică împărțim 12 și luăm 11. Așa, 11 pe 12 din prima. Deci noi facem acum referire la o altă distanță decât cea dinainte. Dar de ce? Da? Adică, nu, pentru că, practic, uite, am distanța asta prima și distanță și a doua distanță, da. Deci, mai mică sau mai mare? Eu uite că dacă 11 pe 12 împărțim pe toată în 12, dar ia, împărțim în 12 și luăm 11 din ele. Asta înseamnă 11 pe 12 din distanță. Deci, păi, noua situație. Mai mică sau mai mare? Mai mare. Acum, așteaptă să vedem. Uite. Este mai mică. Pentru 11 pe 12 e subunitară, frate. Păi împărțim la 12 și luăm 11 din ele. Deci împărțim. Adică distanță vorbesc. Acea distanță este mai mică. Răbdare. Uite, din area. Hai să o facem dedesubt. Darea, chiar frumos. Împărțit. O împărțim în 12. Vă rog să luați 12 pătrățele voi. Da. Am luat. Așa, foarte. Să vede cât de iubiți. Da. Deci ați am transmis mesajul, da? Bun. Și zic, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 și 11. Băi, ce tare să zic. Da? Și trebuie să luați 11. Și iau numai 11. Adică noua distanță. Nu, fără asta de aici. Fără 1. Fără un segment. Așa. Deci de câte ori mai mult... Noua situație... Ascultă-mă un pic. De câte ori mai mult sau mai puțin timp va fi necesar ca să se parcurgă o distanță egală cu 11 pe 12? Noua distanță pe care o am este A1, B1. Da? A1, B1. Deci trebuie să trăiele 11 segmente. Păi deci, da, nu trebuie să le tăiem. Așteptați un pic, copii. Păi a zis să luăm 11. Da. Da. Și pe asta o lăsăm punctată. Păi da, dar le luăm de acolo. Bine, lasă-le acolo. Unde le luăm? Adică stă 11, le-am luat. Hai, stai un secund. Uite-te, uite la mine. Hai, potolește un pic, că pătrunde un problem. Dă voi relax să mai insist un pic. Da. Ce înseamnă, Daria, din 144 de lei, ce înseamnă 11 pe 12 din
suma. Asta ne-am uitat. Îmi spun sincer că am uitat. Cum? Uite-te, uite aici. Ce înseamnă sincer. 11 pe 12 din 144? A, nu era chestia că făceau 144 pe 12 pe 11? Da, măi! 132. Deci 140 înseamnă amintirile se egal 144 împărțit la 12 de 232. 11. Și face 12 ori 11. 132. Da? 12 ori 11. Și egal cu 132. Și mai nou, în virtutea lucrurilor pe care le-a făcut Daria, 144 a face 11, 12 dintr-o sumă, e de parcă aș fi mulțit pe 144 cu 11 pe 12. Corect. Și aici noi am gândit așa, parcă ar fi numitorul, nu? Simplificăm că nu ne plac. Și nu ne plac, înainte de a mulți, aici fac simplificări, 12 pe 12 și face 12. Și egal cu 12 ori 11, și care face 132. Alo? Da, eu sunt. Acum, nu se mai aude? Hai, haideți. Hai să văd dacă bateria s-a epuizat, să schimb bateriile. Mulțumesc frumos! Da, la revedere! Eu sunt Davide, ca să știți! Da. Hai să schimbăm bateria. O fetiță care... Da, 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 să ai departe. Asta e și faza. Păi da, dar hai să înțelegem! Deci, că suntem inteligenți! Și putem să descoperim! Iată, asta mă bucur foarte tare. De unde fi fetița asta? Spune că nu se mai aude. Ia stat pe... Da, iată, a făcut subiectele cu voi. Da, sigur că da. Și ce a zis? Acum era nebunită că nu se mai aude și... ce face ea? Că nu poate să prinde în continuare. Îți sugerez să-ți închizi calculatorul. Nu. Bravo! Și să ne lași Daria. Cu această problemă, că nu o să înțelegi. Cu această problemă, stai că poate o să o înțelegem și noi și noi explicăm după aceea. Poate Daria. Înțelege ea mai întâi și noi nu înțelegem. Nu e scrisă corect. De aceea, dar asta nu înseamnă că trebuie să avem atitudinea ce asta. Ce a scris corect? Ce contează? Trebuie să te gândești și o problemă. Bravo, Davide, așa îmi place. Așa trebuie. Atitudinea asta trebuie. E prima dată, Daria, când te surprind negativistă. Exact. A scris-o deci, prost, o să vedem cum o scoatem la capăt. Deci, împreună cu noi. Nu e la manșă de un profesor? M-ați băgat la manșă și acum nu aveți încredere în mine. Ba da! Ce da, chestie? Cum se știe de un profesor? Bă, și dacă nu o s-o pot face, veți vedea cum mă strădui. Da. Sperăm. Eu vă susțin, domn profesor. Nu vă las singur și Cristina la fel. Sunați dacă ne auziți, vă rog frumos. De ce să ne sunem? Ce să ne ajute, nu? Nu. Dar mai întâi să înțelegem problema. Haideți, dragilor, hai să intrăm în problema. Vă rog, sunați! Daria! Vă implor! Hai să vedem! Daria, hai, urmărește! Ne-am închipuit că am avut o sumă și mi-am dorit să văd ce înseamnă 11-12 din suma aceea. Da, era. Ei bine, avem distanța AB pe care o parcurgem într-un timp știut. Nu știu câte. Nu știu câte. O oră, 7 ore. Oare în cât timp vom parcurge 11-12 din distanță? Poate și într-un an. Poate și într-un an, da. Adică dormi pe drum tu. Da. 11-12 din drumul ăsta va fi parcurs în cât timp în raport cu timpul dinainte? A scris-o. Tocmai nu, este, în 11-12 din timp. Corect, din timp. Ce scris acolo deasupra? De zero. Într-un timp de zero, adică un timp neștiut, nefixat. Da? Deci atenție, Daria. Dacă distanța de la A la B se făcea într-un timp știut, de zero, 2 ore, 7 ore, da. Eu aș spune un multiplu de 12 ca să împartă. 12 ore, domnule. 12 ore. Nu, vreau ceva mai palpitant. Păi dar de la un sat la altul să mergi în 12 ore. Poți să mergi în 12 ore. Sigur că da. Deci de la un sat la altul
iată, să ne închipuim că de la A la B se făcea în 17 ore. În 12 ore. Corect, ăsta e timpul, să-l luăm noi. În cât timp s-ar fi parcurs distanța, nu aceeași distanță, ci 11-12 din distanță? În cât timp, copii? În cât timp, adică... 11 pe 12 din cât? Adică... 12 împărțit la 12... Din 12! Din 12! 11! 1 ori 11! Deci asta s-ar fi parcurs în 11 ore. Ore, dacă distanță, dacă sus acolo ar fi fost... Dacă T0 ăla s-ar fi fost 12 ore. Corect. Deci aș fi făcut 11 ore. Corect. Și de mai departe? Da? Atenție! Faptul că s-a micșorat distanța, da? Faptul că s-a micșorat distanța, înseamnă că și timpul care ar fi fost necesar, adică s-a micșorat. Adică un segment o oră. Adică un segment de ce ar fi fost dura o oră, da? Deci de câte ori mai mult sau mai puțin timp va fi necesar ca să se parcurgă o distanță egală cu 11 pe 12 din prima. Adică dacă, asta era să se parcurgă? Asta. Dacă se fac. Dar acum se fac. Dacă se fac un întreg și o treim, un întreg și 1 pe 3, fac un întreg și 1 pe 3 ori mai mulți pași pe minut. Asta e, adică asta e. De cât mai înainte. Adică atenție, atenție. 1 pe 1. Deci un întreg, plus 1 pe 3, 1 pe 3, da, un întreg plus 1 pe 3, ori mai mulți pași pe minut. Aduc la același numitor, face 3 ori 1, 3, și cu 1, 4 pe 3, 3 ori 1, 3 și cu 1, 4 pe 3, da. Deci se fac 4 pe 3 mai pași, pași pe minut, pași pe minut, pași pe minut, adică, de cât mai înainte, e frecvența mai mare, că e, prevența pașilor. Dar e un pas și o treime. Deci el este mai iute acum. Sonic boom. Atenție, este mai, mai are frecvența mai mare. Deci, pași pe minut decât mai înainte și dacă mărimea pasului va fi de două ori mai mică decât cea precedentă. Deci. Deci odată cu mai mare și odată mai mică, no, no. În două cazuri. Frecvența este mai mare. Mereu cu pasul înainte. Da. Frecvența este mai bună decât înainte. Dar el își înjumătățește lungimea pasului. A. Adică prea deci, face pasul mai deci, dacă într-un într-o secundă, un secundă, într-o secundă, el face înainte făcea un pas, da. Un pas, un pas într-o secundă. Acum face un pas acum și un face ca frecvență un pas și încă o treime din asta. O treime, nu? Nu, dar da? Și încă o treime. Atenție, da. Îl împărțim în trei și luăm mai o parte din da? Sus și deci așa o și la și punem asta și eu luăm o treime, dar da. Atâta, da? Da. Dar ea. Dar el nu mai are lungimea pasului ca înainte. E este jumătate. Adică, adică aceste câte patru treimi, da. Patru treimi, îl împărțim în două. Da? Și el are frecvența, pasul mai frecvența mai bună, dar pasul e mai mic. Acum, și atunci el pierde în timpul respectiv. El pierde o treime de corect, un segment. Pierde asta. Da. Și cum profesor, așa. Dar să vedem mai să înțelegem. Așa, da, și o pierde pe aia, domn profesor. Corect, și ca să o ducem noi până la capăt și de aceea. Nu, nu, nu. Și cum nu împărțiți trebuie să fie. Cum cu mine trebuie să mă luăm. Da? Să luăm și pe el. Să mă îndrăziți. Fantastic. Să nu plecăm noi în față și el să rămână unul. Dar ce, pentru cine facem mai program? Davide, reluăm și Daria. Vă rog frumos. Sunt la manșă, da? Mă respectați? Da. Păi dacă sunteți la manșă, eu te vă dau doar indicii dumneavoastră să de asta da, faci. Tu numai mi-o citești și supraveghezi ca să nu greșesc. Da? Asta e bună. Asta îi place. Asta îi place. Da, e poziția cea mai bună. Mă fac profesor da, nu trei segmente. O fost patru? O fost patru. Ia, și am promis două. Și din alea două nu mai adăugăm una și trebuie să împărțim alea. De la două mai adăugăm una. Și eu trebuie să împărțim alea. Păi nu mai adăugăm. Ba nu mai adăugăm. Deci, că deja ai adăugat una. Nu e asta de aici. E cu totul altfel. Așteaptă acum. Aș doi împărțit la doi unul. Urmărește, nu? Chiar urmărește, domn profesor la manșă. Insist.
mă întorc din nou. Dacă autorul ar fi mers pe distanța asta, toată, ar fi făcut un timp de 12 ore. Dar el are de făcut, face nu aceeași distanță, ci face doar 11-12 timp din distanță, și atunci ar fi trebuit să consume un timp de 11 ore după modelul nostru, nu? După modelul nostru. Însă, nu plânge, te rog frumos, te necăjești. Nu pot să mă concentrez. Când intri în perioada asta, nu are rost să particip așa. Hai să fii deconectat. Nu e problema, de-aia plânge. Da. Dă-o încolo, frate, nu e de probleme, te spui într-o problemă. Da, n-ai plâns și tu? Da. Hai să ne deconectăm, Dani. Nu mă dați de gol. Dani, hai să ne deconectăm. Hai, te rog eu frumos, nu merită. O las deoparte, nu mai fac. Nu, încercăm să înțelegem, dar ai un pic de răbdare, că și tu un profesor vrea să te explice. Știi, Daria, mă aflu în situația să-i explic ceva ce nu știu și eu. Da. Hai că o rău și până. Eu trebuie să-i explic acum ceva când nu știu. Tu dai seama cât de dificil este. Dar profesor, faci scala de la... Haide să încercăm, dacă reușim bine, dacă nu... Da, ca la de facultate. Exact. Explic ceva, ce nu știu să explic. Și dacă ajung și eu să înțeleg, e minunat. O scrie noi pe tablă, corect după aia. Băi, ce mi-a fi venit să pui eu problema asta? Nu știu, domn profesor. Ca să facă o stare de... Sunt trist. Să așteaptă puțin, Dani, așteaptă că rezolvăm. Da, da. Dani, hai te rog frumos, nu plânge că nu mă pot concentra când văd, eu produc suferință, eu trebuie să produc bucurie în sufletele copiilor. Dă un gol de problemă, nu mai facem. Dă un picioare cum e. Vă iubesc! O fac altădată. Vă iubesc! Nu pot, nu mă pot concentra, credeți-mă. Dar vă cred și ea... Lăsați, mă concentrez eu. O să mă gândească numai la... Nu. Hai, dă-mă jos. Dar ideea este, Daria, frumoasă, problema pare să fie foarte interesantă. Noi am făcut probleme, nu ireșită. Am făcut probleme și mai interesante. Câte am făcut? Da, bun, e foarte bun asta, dar dacă vrei... Asta cu fructe, dacă nu și-o reveni, vrei? Nu și-o reveni. Nu, o facem, vedem noi, că revin eu. De acum e problema ea noastră și o să facem altă. Deci într-un coș sunt 20 de lei... Mi-ai făcut un serviciu. Mă făceam de oasă, nu puteți să fac. Să ne gândim la problemă, gata, de acum problema intră. Mulțumesc că m-ai scăpat. Hai să vă uite asta, o înțelegeți, fiți atent. Într-un coș sunt 20 de mere și 35 de prune, domn profesor. Deci, într-un coș 20 de mere și 35 de prune. Și 35 prune. La întâmplare se extrage din coș un fruct. La întâmplare, așa. O, nu, problema aia la care este problema? Care este probabilitatea ca fructul extras să fie o prună? Da. Vă mulțumesc. 20 de mere și 35 de prune. Da, știu că întâmplare trage un fruct. Da, 21. Din la câta încercare e sigur că ai să tragi fotoprună? A 21. Corect. Bravo. Nu mai trebuie să mă mai gândesc să revedeți. Păi normal, că suntem ghinioniști, adică... luăm 20 de mere și apoi ne mai rămâne prună. Atenție, nu-i probabilitatea asta. Este așa, formularea. O răstălmăcim și o traducem acum. Și o să vă explic și cu probabilitatea asta, că este altă lucrurile. Care este numărul minim de extracții pe care trebuie să-l fac pentru a fi sigur că am de extras o prună? 21. Da, Davide, nu sunt 21, că dacă îți scoți 21 de prune. Cum? Dacă ai scos 21 de prune... Păi da, dar tu vrei să scoți doar una. Doar o prună. Și care este răspunsul? Ca să fii sigur că ai extras o prună. Noi răstrămăcim acum problema. Nu mai lăsăm așa cum e dat acolo, da. Că o să vă explic de ce. A, deci nu e corectă. Deci, nu. Ce-am întrebat aici, da. Ok, răspunsul tău. Dar domnul să te întreba altceva. Ce mă întrebați? Eu spun așa. Câte... extrageri trebuie să fac, câte extracții trebuie să fac pentru a fi sigur că dau peste o prună. Care e numărul minim de extrageri? Da. Din căciulă, din acolo, acea cutie, din da? Acea cutie sunt mere și prună. Da. Noi băgăm mâna, scoatem un fruct. Și ca să fiu sigur că iau
o prună. 21. 21, de ce? Dacă îți ghinionez 20 de mere, poate scoți mai mere. Da. Și după aia una, din când am scos toate merele, nu mai ce să scoți și rămân doar prunele, așa. Iar cât privește problema aceea, probabilitatea, adică șansa ca dintr-o singură extracție să dau peste prună, este altceva, este altceva. Da? Nu, 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 nu. Problema e rezolvată de la clasa a 8-a, 9-a. Da, adică nu e la clasa voastră. Deci nu la nivelul vostru. Probabilitatea. E probabilitatea. Adică ce șanse am ca atunci când am băgat să dau peste... Exact, pruna să fie. Eu zic că îi pipăim că-s mai mici. Nu, nici o... Pipăim de-o profesor că-s mai mici. Am eu o idee. Merele sunt jos, prunele sunt la suprafață. Nu. Ne închipuim că e vorba de faptul că ar fi bile albe și roșii. Păi nu ne-a spus că bile... suntem ghinioniști. Păi da, și dacă sunt bile albe și roșii, nu le mai pipăi că ăla e mai mare și ăla e mai mic. Ce faci? Deci pică chestia asta exact. Ca să poți să le pipăi. Poți să le pipă, că nu aceeași formă. Ba, da, măi, bile la fel, doar culori bile, diferite. Da, da, le simți la capăt, la băzișor. Nu, nu nimic. Numai bile, 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 bile de aceeași mărime, doar exact. Colorate în mod diferit. Da, și care e probabil? Sunt în urnă, într-o urnă, sunt 20 bile albe și 35 bile negre. Da? Acum ascultă că dăm pe explicație. E o chestie formidabil de frumoasă și ușoară. Vă învață șmecherii, domnule. Ești mai iubiți. Da. Deci, o urnă conține 20 de bile albe și 35 de bile negre. Da, albe și da, negre. Așa. Care este probabilitatea ca extrăgând o singură bilă aia să fie neagră? Aia să fie neagră. 35. Păi ar fi sigur. Nu, Davide. Favorabil ar fi să dau peste cele 35, da? Una din cele 35. Corect. De aceea probabilitatea. Da, tu vrei să-ți așa, probabilitatea de a extrage. A făcut curent. Da, măi, tata, asta e altă problemă. E o altă problemă, complet. Domn profesor, de a extrage, gata. Să extragi un ar să fii sigur că a dat la așa? Așa. Uite acum așa, zici. Probabilitatea de a extrage o bilă neagră, am zis, egal cu numărul cazurilor favorabile supra numărul cazurilor posibile. Cazuri favorabile, cazurile favorabile mie ar fi 35. Da? Da, 35. Câte cazuri favorabile sunt corect? 35, pentru că sunt și posibile sunt 55. Corect, posibile sunt 55, ajutați-mă. Păi pentru că bilă neagră vrem să scoatem și negre sunt 35. Ați înțeles? Păi dacă eu vreau să scot o bilă neagră, poți să scoți 21. Da. Da, probabilitatea ca să extragem o bilă neagră, este să, probabilitatea este asta, 7 ce 11. Adică, din 11 încercări... Sigur, scot una. Nu. 7 pot să fie negre. Asta e probabilitatea. 7. A, da, da. Aveți asta e logica, da? Aveți dreptate. Deci, asta înseamnă numărul. Din 11 încercări, pot să fie 7 negre. Asta e probabilitatea. Vedeți, ca o dată... O altă chestie, altă discuție. Vedeți, altă problemă, copii. Nou pentru voi. Da. Vă dai eu una după profesor. Dar care e probabilitatea, dacă au înțeles, ca
ca să scoată una albă, să fie albă, ca aceea să fie albă. Păi ușor, 20 sau 40. 20 pe 55. E mai mică sau mai mare? Mai mare probabilitatea sau mai mică? 20 pe 55. Pentru că 20 sunt albi, e mai mică. Și totalul lor. Dar e mai mică, e mai mică. Împărțindu-i 5. Au același numitor, dar nu am același numitor. Și au același numărător și oricum schimbător. Sigur că da. Domn profesor, am o problemă pentru dumneavoastră. Așa? Asta e mai mult de gândire, deci nu e da, așa. Da, o vin clasă așa oftea. Dar nu, că e scurtă, hai, deci. Hai că nu ducem pe ei și vin și clasa. Da, și după aceea ei pierd din cauza că, hai, tu mai discutăm. Am făcut olimpiada voastră. Cum era aia cu toți? Și de 11, exact. În seara asta și vin și cu niște copii de 12, exact. Este o problemă mai complicată. Da, da, ajunge, mâine, da. Da? Stăm. Oricum. Problema asta ne rămâne să o mai, asta, mai așezăm la noi ea, așa, da. Și pe urmă, e vorba de, de câte ori vin mai mari, o găsesc. O am ca temă pentru acasă. O aveți temă pentru acasă. Ca să o spuneți din interesător. Dar să noi suntem profesorii, ne-am spus. Și profesorii că nu știau problemă, aveți temă pentru acasă. Și noi vă dăm atâta. Perfect. Și domnul profesor să vină cu un enunț la problemă mai pe înțelesul vostru, nu? Da, mă străduiți să o învăț altfel încât să fie... Exact, înțelesul lor. Profesorul este Gau Junior. Da, da, pentru că Daria nu înțelege și ai văzut că ea plânge. Face sinteză ceva? Nu, pe aia. Lasă, aici ce lucruri s-au verificat? Hai să vedem ce chestiune am verificat la testul ăsta. Arrivederci, ce lume, sunt frumos! A fost... Arrivederci, ce lume, sunt frumos! Ce spunem că am făcut aici mie la test? Am făcut ordine de tur referațiilor, avantajelor, termen necunoscut. Afară cel mai cunoscut și pe egalitate, da? Ce-a făcut? După aceea, ce-a mai făcut? Problema aceea cu... Problema cu ce-a fost, copii? Da, da, da. Cu generarea tuturor numerelor pentru care suma cifrelor. Exact, da? Exact. Analiza aceea da. Frumoasă care a făcut-o. Deci, hai să spunem. Sinteza. Ore. 1. Am spune că am făcut ordinea efectuării operațiilor. Da. Și a parantezelor. Lor. Și a parantezelor. Da. Și a parantezelor. Da. După aceea am făcut aflarea termenului necunoscut. 2. Aflarea termenului unei necunoscute. Unei necunoscute. Dintr-o egalitate. Da. Egalitate. După aceea am făcut analiza aceea pe câte numere de forma A, B, C, D au suma cifrelor egală cu 4. Da. Da. Generarea unor numere. Generarea unor numere de 4 cifre. Da, a căror sumă. Cifre a căror sumă egală cu 4 să fie 4 apoi cea mai aceea cu 5-5-5 să pună semnele aritmetice așa e, folosirea operațiilor pentru a obține un rezultat dintre termenii da. Dintre 5 termeni deci folosirea operațiilor. Și problema aceea cu câte fete sunt în clasă? A parantezelor. Într-o clasă sunt 27 de elevi. Dacă numărul... Folosirea operațiilor și a parantezelor între 5 termeni, 5 numere, da? Hai să zicem numere. Pentru a obține un rezultat stabilit. Și acea problemă, domn profesor, de care vă ziceam? Cu elevii și transpunerea unei probleme în un sistem de relații.
5? Transpunerea unei probleme într-un sistem de relații. Da. Cam asta. Ce spunem? La revedere! Și nu uitați să dați like și share. Așa. Să nu uitați să dați like și share. La revedere, dragi.